Ideea revoluționară în plină pandemie a unui adolescent român stabilit în Italia. Acesta a inventat, atenție, masca ce schimbă culoarea atunci când nu mai este eficientă, iar filtrul ei este afectat. Ideea tânărului, deja patentată, va fi prezentată la Dubai Expo. Mergem la Nati Badea, corespondentul nostru în Italia, care ne explică mai exact ce a făcut acest tânăr, Nati. Bun găsit, Gina. Da, Viorel Ionuț Bohotic este român, are 19 ani și locuiește în Italia de când avea doar 2. Este student în prezent la Politehnica din Torino, dar ideea invenției sale a venit pe când era încă la liceu anul trecut. El inițial a inventat un indicator temporal capabil să depisteze valabilitatea bunurilor perisabile, ca de exemplu alimentele care sunt pe cale să expire. Totuși, după aceea s-a gândit să aplice invenția sa unui domeniu da, de actualitate. În vremurile noastre și anume pandemia. Astfel s-a născut masca. Aceasta care se colorează atunci când își pierde eficiența și devine, nu mai filtrează bine. Ideea a venit când a citit anul trecut un studiu care spunea că 72% din cei care poartă mască nu o fac în mod corect, unii purtând masca și 8 ore. Atunci el a început să rămână după școală, era încă la liceu, la, în laboratorul școlii și a început să lucreze la invenția sa. Când și-a dat seama că funcționează, a depus cerere pentru a primi brevet. Însă, nu și-a dat seama cât. Succes va avea uh, cu această invenție. Deja este copleșit de cererile din, din întreaga Italie, foarte multe firme care îl contactează și a angajat chiar și un avocat, dar a fost luat prin surprindere de acest succes pentru că încă, spune el, nu are un nume uh, de succes, un nume relevant pentru invenția uh, sa. Uh, spune că va fi este onorat să participe, cum ai spus și tu, la Expo Dubai și că tot ceea ce a învățat la liceu în Italia îl ajută să facă o grămadă de invenții și de descoperiri. Cred că vom mai auzi despre acest nume, Viorel Ionuț Bohotici, în galeria mondială a oamenilor de știință. pentru această corespondență